Bun găsit la știrile din sport. Liga profesionistă de fotbal a decis. Finala Cupei Ligii se va disputa la Giurgiu. Un nou trofeu va străluci pe stadionul Marina Nastasovici, dar nu va rămâne aici. Steaua București și Pandurii Târgu Jiu vor umple tribunele Arenei Giurgiuvene, care a câștigat competiția cu Arena Națională și stadionul Ilie Oană din Ploiești. Pentru prima oară în istoria orașului, la Giurgiu se va juca o finală de competiție fotbalistică cu importanță națională. Liga profesionistă de fotbal condusă de giurgiuveanul Gino Iorgulescu a decis ca trofeul Cupei Ligii să se decerneze pe Arena Marina Nastasovici din Giurgiu. Gino Iorgulescu a dorit o finală cu tribunele pline și fără scandal. Astfel s-a renunțat la Arena Națională și stadionul Ilie Oană al Petrolului Ploiești. Vă spunem că am avut intenția să facem pe stadionul mare, dar ținând cont de situația stelei, conflictul cu spectatorii și numărul de spectatori de la Târgu Jiu, a trebuit să alegem un stadion mai mic. Aveam două posibilități, Ploiești sau Giurgiu, dar am ales Giurgiu pentru că am vrut să evităm și conflictul dintre spectatorii stelei cu cei de la Petrolul. Tot astăzi au fost prezentate trofeele pe care campioana României și câștigătoarea Cupei Ligii le vor primi. Gino Iorgulescu i-a invitat pe jurnaliști să aleagă care dintre trofeele fabricate în Italia să aparțină campioanei. Anul trecut ne-ați criticat că am avut niște trofee, un trofeu la campionatul Ligii Profesionale de Fotbal care n-a fost pe placul dumneavoastră. Vă dăm posibilitatea acum să alegeți din cele două, sper să fie pe placul dumneavoastră și să alegeți din cele două care să fie pentru campionat și care să fie pentru Cupa Ligii. În cele din urmă s-a votat, iar trofeul cel mare va fi decernat campioanei, iar Cupa Ligii are o formă ieșită din comun. Așadar, dacă Astra nu a ajuns în ultimul act al Cupei Ligii, giurgiuvenii vor putea măcar să urmărească un meci de neuitat în data de 20 mai. Stadionul Marina Nastasovici este unul dintre cele mai noi stadioane din România, iar infrastructura sa îndeplinește cele mai pretențioase criterii. Astra Giurgiu și Steaua București se duelează în seara de Paște. Astralii trebuie să fie mai tari ca steliștii și să spargă ouăle roșii-albastre. Chiar dacă se joacă într-o zi de sărbătoare, giurgiuvenii nu renunță la fotbal și vin la stadion, că doar nu vine Steaua în fiecare zi la Giurgiu. De miercuri s-au pus în vânzare biletele meciului pe care Astra îl va disputa cu Steaua duminică în seara zilei de înviere. Partida va începe de la ora 19:30 și nu la 20, așa cum s-a anunțat inițial. Da, primele bilete pe care s-au cumpărat au fost cu ora 8, dar ora oficială a meciului este 19:30 și așteptăm pe toți la acea oră, la 19:30. La ce prețuri se găsesc biletele? La peluză 10 lei, tribuna a doua 20 de lei, iar la tribuna a întâi 30 sau 40 de lei. Și având în vedere că meciul se joacă în ziua de Paște, suporterii au avut o reacție, cei care au venit și au cumpărat bilete? Sunt cam aceiași suporteri. Majoritatea nu pare să fie deranjată, ținând cont că luni este liber, este ok pentru ei. În etapa care se dispută de Paște, ouăle colorate, roșu, alb și negru ale giurgiuvenilor vor trebui să le spargă pe cele roșii-albastre ale steliștilor. Mulți și-au luat biletele din timp pentru meciul ce va avea loc peste 3 zile. Cata, ai cumpărat bilete? Da. Câte bilete ți-ai luat? Văd că ți-ai luat multe. 4 bilete. Mergi să susții ce echipă? Ce te atrage? Astra. E echipa orașului meu. Nu te deranjează că se discută ziua de Paște? Ziua o petrec cu prietenii, cu familia, apoi seara ieșim în oraș, am zis că să ieșim la meci. Adică petreci seara de Paște într-un mod sportiv. Da. Băieți, v-ați gândit să mergeți la meci duminică? Nu. Vă deranjează că e ziua de Paște? Da. Nu. Vă deranjează că este în ziua de Paște? Nu că e în ziua de Paște, dar nu sunt microbist, nu țin cu nicio echipă, nu... Dar așa vă bucură că avem totuși o echipă de Liga 1 în Giurgiu? Normal mă bucur, e a orașului nostru. La meciul cu campioana României am putea vedea un oaspete special pe stadionul Marina Nastasovici. Dacă nu va alege să meargă la biserică, Gigi Becali va veni pentru prima oară în tribune la Giurgiu să fie alături de Steaua. Astra Giurgiu are nevoie de victorie ca de apă în meciul cu Pandurii Târgu Jiu, dacă vrea să păstreze șanse pentru podiumul clasamentului. Locul 2 este tot mai departe după ce ASEA Târgu Mureș și-a mai asigurat 2 puncte. Astra mai are un meci pe plan financiar. Ziarul Fanatic anunță că vicecampioana ar putea să se desființeze într-o lună.
Chiar acum, Astra Giurgiu și Pandurii Târgu Jiu se întâlnesc în penultimul meci al etapei cu numărul 25 al Ligii 1. Dacă vor învinge, giurgiuvenii se pot apropia de Petrolul Ploiești, care are misiune grea cu Steaua București. Astra s-a îndepărtat de ASEA Târgu Mureș și Craiova, ocupantele locurilor 2 și 3, care au avut parte de victorie etapa aceasta. Chiar și cu o victorie, Astra nu va urca mai sus în clansament, dar nici nu va coborâ, deoarece Dinamo a ratat ocazia să o egaleze pe vicecampioană la puncte. Trebuie, pentru că de asta ne antrenăm, să jucăm fotbal și să obținem cât mai multe victorii. Pandurii Târgu Jiu va lupta din toate puterile ca să scape din zona retrogradării. Asta s-a văzut și în etapa trecută, când gorjenii au produs surpriza câștigând în deplasare cu Petrolul Ploiești. Un meci foarte greu. O echipă foarte bună, o echipă cu jucători tehnici. Noi trebuie, v-am zis, să ne aducăm gândurile, trebuie să mergem acolo cu gândul de victorie. Cupele europene, sperăm, nu? Sunteți acolo? Da, normal că sperăm și sperăm să ajungem pe locul 2 să le păstrăm. În afara gazonului, Astra ar putea avea probleme grave. Ziarul Fanatic anunță că datoriile pe care clubul le are către jucători pot duce la desființarea echipei. Cum Ioan Niculae este încarcerat și nu mai investește, iar jucătorii sunt neplătiți de câteva luni, clubul mai are și datorii către impresarii care își cer banii în instanță. Astra Giurgiu este o asociație sportivă și nu poate intra sub protecția legii insolvenței, așa că în cazul unui deznodământ nefavorabil se poate ajunge la desființare, mai precizează săptămânalul de sport Fanatic. Atât din sport pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și faceți mișcare în fiecare zi, pentru că sportul înseamnă sănătate. La revedere!